Eu mă numesc Șerban Oțanu Crăciun și astăzi vreau să vă vorbesc despre minunile lichidelor newtoniene. Un lichid newtonian este un lichid care nu respectă o singură lege a viscozității. Un astfel de exemplu este apa cu aminonul de porumb. Acum trebuie să amestecăm apa cu aminonul de porumb. Urmăriți-ne după o scurtă pauză publicitară când vom reveni. Pentru a profita din plin de experiența lichidului newtoniene și, în principal, de exemplul amidonului, nu puteți alege decât gustin. Gustin vă va duce într-o nouă lume a misterelor științei. Doctore, gustin, amidonul cel mai fin. Astăzi vom vorbi despre lichidele newtoniene cu bunul nostru prieten, gustin. Gustin este un amidon de la Dr. Oetker, cea mai bună firmă de produse amidonoase, cum ar fi amidonul, budincile, etc. Fără amidonul gustin, nu vom putea niciodată să urmărim efectele minunate ale lichidelor newtoniene, căci amidonul gustin este cel mai fin amidon, cel mai potrivit, cel mai rafinat. Este ceva ce nu poate fi descris cu cuvinte. Trebuie să vedeți ca să vă dați seama. Gustin, amidonul cel mai fin. Să continuăm, deci, cu experimentul. Aici avem două cutii de amidon gustin, care au fost amestecate cu un pahar de apă. Observăm că în momentul în care punem degetul, amidonul se dă la o parte, lăsăm loc degetului nostru, dacă tot ce vrem aici. Când începem să-l tragem, în schimb, amidonul ne oprește. De asemenea, atunci când lovim amidonul, acesta nu lasă degetul să intre. Amidonul gustin și cu apă creează o suspensie. Nu este chiar o soluție. Deși pare a fi foarte omogen, la nivel microscopic, să luăm așa, să punem un lichid. Avem multe capitole la amidon gustin, care nu este prin apă. Thank you.
vrem să luăm o lingură de amendon, trebuie să facem un cer, cu grijă. Dar un gustin este predicat, trebuie să fie tratat cu grijă. Cum acum curge amendon? Vezi că la început nu prea se curgă prea mult. Tot din această cauză. Așa că se observă clar proprietățile acestui utilin newtonian. Vă invit, care doriți, să veniți în față și să aveți parte de experiența gustului. Intră, mă, acolo! Intră! A, bună ziua! Nu știam că am început. Mă scuzați. Deci, o altă proprietate fascinantă a lichidului newtonian, care sper că o să reușească, este acela că la învârtirea unui băț subțire se ridică pe băț. Se pare că nu. Un exemplu foarte elocvent pentru viitoarele experiențe în natură este nisipul mișcător. Gustin ne învață foarte multe despre nisipul mișcător. Când un om se plimbă și ajunge la nisip mișcător și pică, o, nisip mișcător, o, nu, o, nu, mor. Și apoi se zbate așa foarte, foarte frenetic și crede că iasă, dar nu iasă. Acum, trebuie să știți cu toții. Cel mai sigur lucru când picați în nisip mișcător este să vă apucați de creangă și să trageți încet. Foarte încet. Și așa cu siguranță veți reuși să ieșiți. Gustin, Namidon Fin, un prieten de nădejde și cel mai bun sfătuitor în artele de supraviețuire. Am un tub pe-ța. Nu. Eu am făcut a... E cea mai tare chestie. Nu poți să dai în asta acum, nu știu, să nu intre. Am uitat că se fac, acum vreau să facă ceva... armuri. Din lichide, da, din gustin. Pentru că, cum acest pumn al meu nu reușește să intre, nu va reuși să intre niciun glonț. Și astfel, când persoana respectivă se mișcă, nu este, să zicem, încetinit de armura sa, dar când vine un proiectil rapid, aceasta va opri. Gustin. Din nou, particulele de gustin, îmi împiedică degetele din a ieși. Forța este atât de mare că se ridică însuși vasul înainte să reușesc eu să scap din el. Dacă venim cu camera mai aproape, vom vedea că eu nu țin de vas. Eu țin doar degetele în închid. Desigur, în momentul în care eu trag ușor și cu răbdare, acele particule vor avea și ele răbdare cu mine și mă vor lăsa să trec.